Bună ziua, bună ziua! Astăzi facem fița. Eu am întins o foaie și apoi am tăiat-o. Facem imediat. Acesta este aluatul. Așa. Eu l-am lăsat să crească până și-a dublat volumul. Uitați-l cum arată. Vedeți, am luat-o. Așa. Și scoatem și punem pe masă aluatul. Îl întindem, se vede, se vede, nu? Așa. Îl întindem și îl împăturim mai întâi. Așa. Le împăturim și le lăsăm să se odihnească cât facem compoziția pentru pizza. Dăm cântarul deoparte. Așa. Și punem așa aici. Și le punem așa aici. Și între timp ce facem pentru pizza, ca să punem deasupra, aluatul se odihnește. Așa. Ați văzut, îl întind și apoi fac așa. Nu știu dacă se vede, eu uitați, așa fac. Așa, îl întorc și apoi fac invers. Așa, și îl trag pe dedesubt. Așa. Lăsăm aluatul aici să se odihnească. Ne luăm fundul și ne preparăm compoziția pentru pizza. Și o să avem nevoie, pentru cea cu bulion, de puțin ulei, puțin origano, de sare, și pentru cea cu usturoi avem usturoiul, pătrunjel, ulei și sare. Și acum, în cea cu bulion o să punem puțină sare, așa, puțin ulei, așa, și puțin origano. Acum fiecare pune după gust. Și amestecăm așa. Este suc de roșii cu pulpă. Sau puteți pune și bulion. Ce aveți în casă. Mai punem puțin origano. Nouă ne place mai condimentat și dăm deoparte origano. Și avem compoziția de roșii. Așa. Și o punem așa aici alături. Acum avem usturoiul, pătrunjelul și uleiul. Punem uleiul aici, punem pătrunjelul și usturoiul. Avem un cuțitaș și tăiem bucățele. Să pun numai 2. Și și tăiem și patrunjelul. Însă cum sarea nu se vede. Așa. Să-mi aduc cumva să punem și pătrunjelul cu usturoiul. Așa. Dăm departe. Un vas, punem pătrunjelul cu usturoiul, așa. Punem puțină sare, așa, și puțin ulei. Și dăm deoparte și amestecăm. Așa. Și avem compoziție pentru pus deasupra. Uitați, cu roșii și cu... Așa. Acum dăm deoparte și întindem foaia. Așa. Și o să întindem foaia. Foaie pentru pizza și o să o punem așa, într-o tăviță, și puneți un pic de hârtie de cop de desubt. Eu am să pun puțin staniol, că nu am hârtia de cop. Eu pregătesc la început. Așa, punem puțin ulei și întindem așa peste. Și acum întindem aluatul și îl punem în tavă. Avem aici un sucitor. Să-mi fac loc. Așa. Așa. Pe pagină găsiți rețeta și de la luat, că am făcut împreună cu voi săptămâna trecută. Așa. Întindem așa cu mânuța. Și după ce am întins bine, după ce am pus așa în tavă aici, am să tai. Eu le-am făcut micuțe, micuțe. Așa. Dar puteți lăsa și așa. să iasă mici, mici, mici. Sau le puteți face și mai mărișoare. Așa. Și după ce am tăiat, acum o să punem din compoziția noastră pe deasupra. Puteți lăsa și întreg, tăiați în patru și faceți două cu un pensonaj sau direct cu lingura, puneți cu lingurița. Așa, ia uitați. Și punem așa peste. Și apoi dăm la cuptor. O puteți lăsa și să crească puțin înainte. Așa. Mai punem cu pătrunjel și cu usturoi. Așa. Punem tot ce avem, punem. Așa. Și acum punem restul de bulion. De bulion, roșii, ce aveți. Și roșii proaspete puteți pune. Le dați prin răzătoare. Așa. Și puneți așa peste tot. Și acum dăm la cuptor. Vor să iasă așa. Le dăm la cuptor. Eu vă pup dulce. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare și că mi-ați fost alături. Și o să ne vedem în altă zi cu altă rețetă. Și în fiecare vineri, în jur de 11:30, 12. Așa, intru în direct în fiecare vineri și o să facem câte o rețetă vinerea. Dacă doriți să facem ceva anume, îmi lăsați mesaj în comentarii și atunci o să facem împreună. Și pentru astăzi este atât. Vă pup dulce pe toți. Vă doresc multă, multă sănătate. Vă încălțișez cu mare, mare drag. Așa. Și ne vedem. Ne vedem poate mâine.